Incendiu puternic izbucnit ieri la un depozit ecologic din Halânga. Focul a pornit de la câmpul din apropiere și se manifesta cu flacără deschisă pe circa 1000 de metri pătrați. La fața locului s-au deplasat pompierii, dar și comisarii gărzii de mediu. Incendiu de la groapa de gunoi de la Bradner. În momentul de față se lucrează cu dispozitiv circular. Așteptăm motopompa. Am reușit pătrundere către lacul de alimentare, de unde ne vom face alimentarea autospecialilor. Până în momentul de față, se manifestă violent cu flacără deschisă la mai multe focare. Incendiul se întinsese pe o suprafață de 1000 de metri pătrați cu degajări mari de fum. Detașamentul de pompieri Drobeta a fost solicitat să intervină în primă fază la un incendiu de vegetație cu propagare la vecinătăți în zona liceului Halânga. S-a deplasat un echipaj de 5000 de litri de apă. A ajuns la fața locului, a constatat că incendiul se propagase la groapa de deșeuri a societății SC Bradner SA, de pentru care a mai fost solicitat în sprijin, încă în echipaj. Ajuns la fața locului, văzând cu ce ne confruntăm, după cum se poate observa, este o suprafață foarte mare, sunt foarte multe deșeuri. În momentul de față se intervine cu 3 autospeciale. Țin să precizez că s-a cerut în sprijin de la Istul 2 și autospeciale de lucru cu apă și spumă, inclusiv de la subunitatea de la Orșova, și în momentul de față încercăm să ținem față tuturor solicitărilor. Cristinel Pavel, prefectul județului Mehedinț, a declarat presei că au fost chemate echipaje ISU din Dolj pentru a reuși stingerea incendiului care a invadat cu mirosul toxic două sate din apropiere. Au plecat deja două autospeciale de la ISU Dolj, tot către noi, pentru că trebuie să știți că și în teritoriu, și în județ, și în sudul județului, ne confruntăm la ora actuală cu incendii de vegetație uscată. Vom pleca de aici, în sudul județului. Cea mai mare problemă aici o reprezintă poluarea. Așa este. N-avem ce să facem acum, vedeți și noastră, este un depozit de deșeuri menajere. Deșeurile ar trebui să ajungă aici sortate, nu să ajungă anvelope de cauciuc, nu să ajungă peturi, care vedeți și noastră în spate cum ard. Echipa Gărzii de Mediu a ajuns imediat, cum a aflat, de tragedia produsă la groapa de gunoi ecologic din apropierea orașului Drobeta, Turnu Severin. Aceștia au declarat că vor aplica sancțiunile care se impun după cercetare. Suntem în dispozitiv, focul s-a propagat de la vegetația uscată, arde de vegetație uscată. Vedem ce soluție găsesc pompierii, monitorizăm din câteva locuri calitatea aerului, pulberile din fum, în suspensie pulberile din fum, aplicăm sancțiunile care se impun după ce o prealabilă cercetare. Cine ar trebui sancționat în cazul acesta? Proprietarul gropii. În speță Bradner. Administratorii gropii de gunoi ecologică de la Halânga au declarat că de vină ar fi oamenii care au dat foc prin împrejurimi. Aceștia consideră că nu au nicio vină, cu toate că la această groapă ecologică au ars foarte multe anvelope și materiale poluante care nu aveau ce să caute acolo. Am fost sesizați de operatorul de la Cântar și de paza depozitului că a pornit un incendiu de la vegetația din apropiere care ardea. Am anunțat în secunda următoare ISU Mehedinț, precum și Garda de Mediu. După cum vedeți, sunt toate organele la fața locului, depozitul arde, dar nu ne facem vinovați cu nimica, adică incendiul a pornit efectiv de la vegetația care a fost aprinsă de către oameni. Fiind un depozit ecologic, nimeni nu a înțeles ce căutau anvelopele și alte produse chimice. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar pompierii au rămas la locul incendiului toată noaptea.